Concentrații foarte mari de E. coli au fost depistate în mare, în mai multe zone de pe litoralul românesc. În mod normal, concentrația de E. coli este de ordinul zecilor și rar al sutelor. Cele mai recente măsurători făcute au depistat și valori care depășește 1300 în punctul Năvodari. Cea mai mare concentrație a acestei bacterii care poate provoca infecții intestinale a fost înregistrată în această vară în punctul Eforie Nord, peste 7600. Experții spun că se poate nota și dau asigurări că evenimentul este unul de scurtă durată. Totuși, ei atrag atenția cu privire la copii. Ei trebuie supravegheați să nu înghită apă. Copiii trebuie supravegheați în momentul în care se îmbăiază, să nu înghită apă cantități mari de apă, pentru că, normal, apa este apă de îmbăiere și nu apă potabilă. Da, deci nu înseamnă că te îmbolnăvești dacă în timpul înotului înghiți apă, dar sunt copii care beau în cantități mari și sigur că pot apărea probleme, a declarat dr. Luiza Căruceru de la Direcția de Sănătate Publică Constanța. În prezent, inspectorii DSP monitorizează calitatea apei mării din două în două zile, după o perioadă în care au recoltat probe în fiecare zi. Rezultatele analizelor pot fi găsite pe site-ul Direcției de Sănătate Publică din Constanța, relatează mediafax.ro.